Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă emisiune De ce citim? Iată că după ce săptămâna trecută l-am avut invitat pe doctorul Costin Duțu, care ne-a vorbit despre relația dintre medic și pacient, ne-a dat așa detalii despre tot ce înseamnă percepția reciprocă în această relație, modul în care ne raportăm la medicină și cultura pe care pacienții noștri o au în ceea ce privește tratamentul. Astăzi o să abordăm un subiect foarte important. De asemenea, o să vorbim despre activitatea centrelor culturale orășenești. O să facem așa un preambul de-a lungul anului în vreo câteva centre. Și o să începem cu Centrul Cultural din Cugir, pe care îl cunosc destul de bine, îmi place să cred, pentru că am și avut o serie de activități în orașul Cugir, din județul Alba, din care de altfel provin, unde m-am născut în urmă cu 42 de ani. Și îmi place să interacționez cu oamenii din orașul în care m-am născut și m-am format, am rămas într-un permanent dialog, astfel că din când în când ne și vedem și facem o serie de activități. Aș vrea să vă spun că centrele culturale joacă un rol deosebit în viața comunităților, dar mai bine decât mine poate face acest lucru invitata mea de astăzi, Diane Dobrean, care este directorul Centrului Cultural Cugir, o tânără care s-a format acolo, în centru, care este conectată la viața comunității și care, iată, în calitate de director, de manager al Centrului Cultural Cugir, desfășoară o pleiadă de activități foarte, foarte interesante. Îi spun bun venit la De ce citim, Dianei, și mă bucur să o am alături. Diane, bună, te salut! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație și pentru noi este o bucurie să te avem aici la Cugir de fiecare dată. Mulțumesc mult! Diane, ce voiam să te întreb mai întâi și mai întâi, întrucât mi-am propus prin aceste emisiuni legate de centrele culturale să facem așa o analiză extinsă. Explică-ne, înainte de orice, cum funcționează un centru cultural, cum este el structurat și în speță Centrul Cultural Cugir, câte secții are, ce obiective, introdu-ne puțin în lumea centrului cultural. În marea majoritate a cazurilor, centrele culturale sunt instituții de cultură cu personalitate juridică și cred că, în funcție de comunitatea în care se află, ele pot fi în subordinea Consiliului Local sau în subordinea Consiliului Județean. Acum, activitatea pe care o desfășoară, desigur, depinde și de susținerea și de implicarea pe care o au la nivel comunitar, dar, în principal, desfășurăm o activitate pe mai multe paliere, cu siguranță și colegii mei din țară, pe cât pot, același lucru îl fac zi de zi, în sensul că nu doar găzduim sau organizăm evenimente culturale, și aici mă refer la spectacole de muzică, piese de teatru. Rolul nostru este un pic mai complex. Încercăm să facem o educație culturală pe toate palierele de vârstă, începând de la copii, adulți, până la vârstnici. Tot în sarcina noastră, de cele mai multe ori, cade promovarea culturală a locului în care venim, poate chiar și partea de promovare culturală turistică a obiectivelor. Acum, situația Cugirului, nu știu cât este de specială în sfera noastră culturală, cu siguranță mai sunt și alte localități. Aici vreau să mă refer la diversitatea populației pe care o avem în oraș.
foarte multă lume au venit, a venit aici în perioada de dezvoltare economică, de bun, a orașului, din diferite colțuri ale țării, aducând cu ei mai mult sau mai puțin propria lor cultură, propriile lor cunoștințe. Dar acestea se refereau doar la zona din care provin. O cunoștințele legate de istoria locului în care trăiesc, poate de zeci de ani dintre dumnealor, le este mai puțin cunoscută, pentru că foarte puțin s-a pus accentul pe aceste aspecte în ultimii zeci de ani. Rolul nostru al centrelor culturale este nu doar de a oferi divertisment, ci și de a oferi educație în ceea ce privește partea istorică, partea culturală a locului în care toții până la urmă trăim zi de zi. A avut, apropo de ceea ce ai menționat și după aia ne întoarcem la ideea ta inițială, cu girul așa un caracter mai aparte prin fuziunea asta care s-a creat datorită oamenilor care au venit din mai multe colțuri ale țării, oarecum poate fi valorificată cultural într-un sens mai bun? Absolut. Acum, majoritatea dintre ei, scopul înainte de 89 nu era să ne păstrăm valorile, cultura sau tradițiile și cu siguranță majoritatea dintre ei le-au lăsat mai în plan secund, să spun. Le-au lăsat în plan secund. Dar, până la urmă, luând contact cu altă comunitate, luând contact cu alte valori, culturi și tradiții, se formează o opinie care, în cele mai multe cazuri, este una pertinentă și de mijloc. Lucru care face bine pe plan local. Sunt convins. Deci, ca să înțeleagă și cei care ne privesc, așa ca o radiografie generală, un centru sau tăria, forța unui centru cultural dintr-o anumită comunitate, că-i Cugir, că-i Aiud, că-i Abrud, nu știu, nu ne referim acum în cazul ăsta la ceva specific, e dată tocmai de comunitatea respectivă. Adică, de exemplu, sunt orașe care nu au centru cultural sau există și așa ceva? Cu siguranță există și așa ceva, dar există și alte organisme care pot prelua o mare parte din atribuțiile unui centru cultural, cum am fost și noi până în 2018, am fost casă de cultură. Mm-hmm. Și care e diferența dintre un centru cultural și o casă de cultură? Că, să mă iert că îți pun întrebările astea așa generale, dar e bine să știe urmăritorii noștri detaliile. Acum, o casă de cultură și un centru cultural pot desfășura activități similare, dar pentru acest lucru avem nevoie de resursă umană, uh-huh. avem nevoie de resursă financiară și avem nevoie de sprijinul proiectelor pe care noi le înaintăm, sprijin oferit de către autoritățile publice locale. Da. Fără aceste trei lucruri esențiale, o activitate culturală, după cum cu siguranță bine știm mulți dintre noi, se desfășoară greoi. Da. Importanța factorului privat în sensul ăsta e relevată prin ceva, adică dacă să zicem o entitate privată vrea să sprijine centrul sau o activitate a centrului, poate face asta din punct de vedere legal? Absolut, există diferite forme prin care te poate sprijini. Putem avea parteneriate pentru un proiect sau pentru mai multe proiecte. Putem desfășura anumite acțiuni sau activități. Chiar putem primi sponsorizări pentru anumite lucruri. Sau se poate oferi să contribuie financiar la o anumită parte în cadrul unui proiect. Acum aceste lucruri sunt mai puțin reglementate, dar chiar ieri am participat la Sibiu, la o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Culturii, a fost prezentă și doamna ministru și se pare că toate aceste aspecte culturale în viitor vor fi mult mai bine legiferate, ceea ce pentru noi cu siguranță va constitui un avantaj. Mă bucur, asta e o veste bună că, uite, trecem în faze evolutive superioare și
ușor, ușor lucrurile se mai așează, pentru că e foarte bine și important să avem o predictibilitate ca să știm cât ne putem întinde cu activitățile noastre. Ce voiam să te întreb, Diane, să ne întoarcem puțin la activitatea Centrului Cultural Cugir și să ne spui așa, în linii mari, pentru început, cum e structurat, câte, nu știu, secții, obiective, cum e organizată toată munca? Da, acum paleta de activități este foarte, foarte largă. Regulamentul ne permite acest lucru, regulamentul cadru, în baza care este făcut și regulamentul nostru, ne permite acest lucru. Practic, acoperim o sferă foarte, foarte largă de tot ceea ce înseamnă aspectele culturale la nivelul comunității. Și aici mă refer la păstrarea tradițiilor și obiceiurilor din zona noastră, la educația culturală pe care o oferim adulților, dar și în egală măsură copiilor, cursuri și cercuri pe care le desfășurăm pentru amatori, atât pentru copii cât și pentru adulți. Acum, bineînțeles că în principal cei care frecventează cursurile noastre sunt copii, dar avem și grupe de adulți care participă și se găsesc o relaxare sau un mod de a petrece timpul liber cât mai util în activitățile pe care noi le propunem. Și în acest sens avem cursuri de muzică, de dans, de teatru, de amatori. Avem grupuri care își desfășoară activitatea sub umbrela noastră și a instructorilor sau a îndrumătorilor pe care îi contractăm în acest sens. Secțiile sunt destul de multe, le puteți regăsi pe pagina oficială a orașului Cugir, pe pagina primăriei Cugir, unde avem, pe site-ul primăriei Cugir mai exact, unde avem și noi o secțiune acolo care descrie activitatea noastră. Deci, te rog. În rest, acțiunile culturale pe care le propunem, ca orice centru cultural, ca orice instituție de cultură, sunt aprobate de către ordonatorul principal de credite, în cazul nostru Consiliul Local CIR, sunt planificate în decurs de un an. Încercăm să ne ținem de toată această planificare, dar principalul impediment care se regăsește probabil în majoritatea instituțiilor este finanțarea. Cu toate acestea, pot fi găsite soluții în momentul în care viața culturală este una activă și pot fi realizate anumite evenimente, chiar dacă în cadrul mai mic, mai restrâns, să spunem, sau cu resursele noastre proprii. Da, asta voiam să îți spun, că una din misiunile acestei, era să fac o aliterație, misiunile emisiunii, unul din obiectivele emisiunii este de a lupta și cu prejudecățile. Sfera asta a culturii și a tot ce înseamnă activități care dezvoltă spiritual comunitatea și se generalizează mult, că nu există alternative, că de asta tinerii fumează, se droghează și nu fac altceva toată ziua. Dar de fapt vreau să arăt și prin intermediul acestei interacțiuni pe care o avem și prin intermediul altor interacțiuni că de fapt există niște alternative. Deci în comunitate, cum poate un tânăr, un elev de la Cugir, de exemplu, că tot vorbim de Cugir, să ia contact cu centrul cultural, prin școală, în mod direct, cum se procedează? Acum, cred că asta este o opțiune personală a fiecăruia. Noi suntem deschiși oricăror canale de comunicare. Avem și pagini în social media pe care suntem cât mai activi posibil. Le vom dezvolta și în acest sens ne poate contacta și prin intermediul școlii și chiar considerăm că școala împreună cu noi putem face parteneriate durabile, parteneriate care să vină în sprijinul tinerilor noștri. De exemplu,
am început două proiecte, de fapt, din acest an, ca în cadrul programului Școala Altfel sau în cadrul, și în cadrul programului Săptămâna Verde, fiecare clasă din fiecare școală a orașului nostru să treacă cel puțin o zi pe la Casa de Cultură, pe la Centrul Cultural Cugir sau instituțiile pe care noi le avem în subordine, și aici mă refer la Cămicul Cultural Vinerea, sau tot ceea ce desfășurăm noi, instituția muzeului care este încă în curs de acreditare, pentru a lua contact cu viața culturală a orașului. Mi se pare trist să ajungă tinerii noștri la 18-20 de ani. Pleacă sau rămân acasă, acest lucru mai puțin contează. Și îmi spun, mie nu-mi plac piesele de teatru. Mie nu-mi place muzica clasică, de exemplu. Uh-huh. Ok, bun. Câte concerte sau câte spectacole ai vizionat în acest sens? N-am vizionat că nu-mi plac. Nu putem să spunem ne place, nu ne place, dacă noi nu am luat contact cu sfera respectivă de activitate. Și atunci, în cadrul acestor proiecte pe care le-am realizat împreună cu școlile din orașul Cir, am căzut de comun acord împreună cu cadrele didactice să oferim copiilor și tinerilor produse culturale. În fiecare an oferim un produs cultural adaptat categoriilor de vârstă în funcție de programul școlii. Ne-am pliat noi pe programul școlilor pentru că din acest an fiecare școală și-a stabilit un alt calendar pentru a desfășura săptămâna verde. Și în cadrul acestor săptămâni noi am venit cu două programe, două proiecte. Ziua de cultură, care are loc în cadrul Școlii Altfel, și Verde de Cugir, care are loc în cadrul programului Săptămâna Verde. Și aici ne-am propus să le arătăm în primul proiect, cel cultural, să le arătăm copiilor în funcție de categoria de vârstă. Și pentru preșcolare am avut și pentru clasele 0-4, pentru ciclul gimnazial și pentru ciclul liceal. Să le prezentăm copiilor poate un film în sala de spectacole, pentru că mulți copii nu au posibilitatea să meargă la un mall într-un oraș din apropiere, să vadă un film pe un ecran mare, să vadă un film la cinematograf. Și atunci am transformat noi sala de spectacole în cinematograf, le-am făcut o proiecție de film. Altor categorii de vârstă le-am prezentat piese de teatru, adaptate, desigur, vârstelor pe care fiecare categorie de copii, de tineri au avut-o. Și iar în cadrul proiectului Verde de Cugir le-am creat, în măsura în care vremea ne-a permis, excursii în mijlocul naturii la diferite obiective de interes local, obiective turistice sau istorice, cum ar fi Turnul de Apă, Cetatea Dacică, Câmpul Pâinii, spre Câmpul Pâinii sau Poiana Cucorului. Da, este important să ne cunoaștem și valorile culturale și, în egală măsură, valorile locale, să pornim dinspre mic spre mare, că atunci putem să ne apreciem altfel cultura națională sau valorile naționale, luând contact de mici cu cele locale, cele care sunt palpabile, ca să spun așa, mult mai apropiate de viața noastră cotidiană. Sperăm să desfășurăm acest proiect, aceste proiecte de acum încolo, să aibă un caracter permanent și sunt convinsă că astfel, în timp, în câțiva ani, vom avea și rezultate, nu doar cuantificabile, ci rezultate foarte, foarte bune. Da, mă bucur că ai înșirat o serie de lucruri deosebite. Doar când auzi, nu știu, reconceptualizarea ideii de cinematograf, când auzi cuvântul muzeu, când auzi de multe activități care se petrec și care, să zicem, în anii 90, dau exemplul acesta pe când eram în finalul copilăriei și adolescență, erau așa, o utopie, adică la Cugir nu întâlneai, de exemplu, nu știu, un bust era singurul al lui Paul Chinezu în gară la Șibot,
muzeu era o glumă, nici măcar nu exista ideea. Cinematografele începeau să cadă în toată țara, astfel că și cu girul era prin orașele vitregite. Iar acum vorbim despre o reconstrucție și care presupun e pe termen lung, cu bătaie lungă, dacă există și o strategie în sensul acesta. Ceea ce mie mi-a lipsit în acea perioadă a fost existența unor modele, unor nume și în sensul acesta, nu știu, de exemplu, nu era, să zicem, la Cugir un scriitor care să te fi influențat, dau un exemplu. După aia, în timp, am dezgropând așa ca la arheologie straturile, vezi că de fapt erau oameni care au scris, erau oameni care până la tine, să zicem, cel care voiai să scrii, au scris, s-au străduit, au făcut lucruri bune. Cum te-ai gândit la ideea asta de a cumva de a oferi și modele prin intermediul Centrului Cultural Cugir pentru tinerii orașului? Ce? Da. Te rog. Da. Așa cum colaborăm noi doi de câțiva ani buni și tu ai avut mereu o deschidere către Centrul Cultural Cugir, încercăm genul acesta de activitate împreună cu toate valorile locale, toți cucerenii care au plecat și care momentan activează în diferite sfere, știu eu, teatru, muzică și realmente avem. Acum ne-am cam oprit un pic perioada de pandemie, o perioadă în care am învățat să ne reorientăm spre alte lucruri pe care le-am putut desfășura în acea perioadă. A urmat apoi anul acesta, este un an puțin mai dificil financiar pentru noi ca Centru Cultural Cugir, pentru că la nivelul orașului se desfășoară foarte multe proiecte de investiții locale și atunci cu toții, nu este vorba doar de partea culturală și partea sportivă și alți colegi din alte domenii de activitate, trebuie să restrângem un pic pretențiile sau necesarul financiar, să încercăm să ne desfășurăm activitatea mai mult pe plan local, dar cu siguranță în anii care vor urma, poate chiar de anul următor, ne vom relua proiectele și finanțările pe care noi aici la Cugir am beneficiat în ultima perioadă. Colaborări, da, te rog. Da, vreau să spun că așa cum colaborăm cu tine, pentru că ești efectiv un model la nivel local pe partea de scriere, la fel am colaborat pe partea de teatru în ultimii ani, de exemplu, cu Richard Balici. Chiar anul ăsta avem un proiect care a beneficiat de o finanțare a FCN, un proiect cu o asociație teatrală din București, din cadrul cărei asociații face parte și un tânăr, Tavi Voina se numește, el a plecat din Cugir, de aici, de la cercul nostru de teatru de amatori, în urmă cu câțiva ani buni, este absolvent de teatru, iar în perioada aceasta, săptămâna trecută, a desfășurat ateliere de teatru în vederea conservării memoriei cultural industriale a locului, pentru că tema acestor ateliere de teatru este fabrica de la Cugir. Mă bucur. Și apropo de colaborări, știu că aveți o bună colaborare și cu Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, zilele acestea urmând o nouă ediție a Cercului Verbum de scriere creativă. Cu alte ONG-uri, asociații, cum funcționează lucrurile? Da, le mulțumim colegilor de la Biblioteca Județeană Alba, fiind un an mai dificil și nu numai anul acesta, ne-au sărit întotdeauna în sprijin. Am desfășurat proiecte, avem și un raft al lor cu carte nouă, care s-a bucurat de atractivitate, de succes, de cerere din partea cititorilor la Alba Iulia și se bucură și la Cugir. Avem și acest atelier de scriere creativă, Verbum, ne bucurăm că avem susținerea lor, pentru că împreună, în cadrul parteneriatelor, putem da o altă
o altă atractivitate în mijlocul comunității, putem crea un plus valoare culturilor din zona noastră, culturii regionale și chiar locale. Pe lângă ei, de exemplu, acum mi-am adus aminte de parteneriate, viitorul foarte apropiat, mai exact duminică 2 iulie, urmează un proiect realizat de către Centrul Cultural Augustin Bena din Alba Iulia, Consiliul Județean, un spectacol concurs, un festival concurs Cultură pentru Cultură, care anul acesta va avea loc la noi, în Poiana cu Gorun din Vinerea. Povestește-ne puțin și despre Poiana cu Gorun după ce îți termin ideea, că e interesant și cred că poate fi valorificată și turistic mai mult, că vor auzi mai mulți cu ocazia aceasta despre ea. Așa este. Anul acesta nu vom organiza festivalul, nu vom organiza evenimente mici, mari, dar iată că un parteneriat cu alți operatori culturali, cu alte instituții de cultură, cu diferite asociații sau ONG-uri de pe plan local sau regional, putem crea anumite evenimente. Mai mari este cel de duminică, spectacolul de folclor de duminică, pentru că nu va fi un spectacol mic, cum am putut organiza în trecut, va fi un festival concurs realmente mare la nivelul județului Alba. Povestește-ne puțin, Diane, despre el, 2 minute, așa, ce se întâmplă duminică? Duminică, Poiana cu Gorun, o parte din comunitățile județului nostru, comunitățile rurale, vor fi prezente în Poiana cu Gorun. Și festivalul concurs Cultură pentru Cultură constă în mai multe secțiuni, de la gastronomie, obicei pus în scenă, expoziție etnografică, rapsod popular, dans popular tradițional, solist vocal, solist instrumentist, cuprinde o sferă largă de valori ale statului românesc, pe care Consiliul Județean Alba, prin Centrul Cultural Augustin Bena, și le propune a le păstra, le conserva și a le promova mai departe. Și este un proiect care realmente se bucură de mult succes și noi ne așteptăm ca duminică în Poiana cu Gorun să fie un număr impresionant, nu doar de concurenție, ci și de participanți din întreaga zonă. Pot oameni care vin din alte zone ale țării, de exemplu, pot găsi cazare, de exemplu, vor să participe la un astfel de eveniment. Să zicem, știu că au mai apărut pensiuni, au mai apărut la Cugir există și un hotel în condiții foarte bune, zic eu. Cum se desfășoară lucrurile? Deci sunt din, nu știu, Galați și vreau să vin la Cugir, că vreau să văd cum e pe acolo. Se poate ajunge ușor? Se poate găsi cazare? Da, se poate găsi cazare, suntem primitori, suntem deschiși. Poiana cu Gorun se află foarte aproape și de Via Transilvanica, un alt proiect la care ne-am bucurat să luăm și noi parte. Suntem pe Via Transilvanica și Poiana cu Gorun se află imediat la proximitate. Sunt ceva spații de cazare și în zonă, chiar pe Via Transilvanica, în zona Vinerea. Și așa cum spuneai, restul spațiilor de cazare sunt în Cugir, pensiunile de pe Valea Râului Mic sau Valea Râului Mare, precum și hotelul din oraș sau alte spații de cazare puse la dispoziția celor care doresc să petreacă o noapte la noi în oraș. Mă bucur și știi că a fost recent, l-am avut invitat și pe domnul Vasile Dumitru, mai nou pe numele poetic Vede Chipirișteanu, la emisiune și vorbea cu atâta dragoste despre zonă unde de fapt a fost adoptat, venind din Sudiții Ialomiței, și zicea că nu există nicio diferență între zona de macrozona Văii Prahovei și zona Cugirului ca frumusețe. Și cumva, deși la prima vedere poate e exagerat comparația, că toți știm brandul ăsta Valea Prahovei, dar nu e o zonă cu ceva mai prejos ca geografie și ca frumusețea locurilor, zona Cugirului. Așa o văd și eu acum. Cu siguranță suntem poate puțin subiectivi.
fiind de aici, de-a locului și alegând eu să mă reîntorc aici, Vasile Dumitru să se stabilească aici, cu siguranță avem gradul nostru de atractivitate și simbioză cu locul în care trăim, așa cum îl avem cu toții. Din punctul meu de vedere, consider că, într-adevăr, are dreptate, nu există absolut nicio diferență, dar poate că mai mult, în plus, noi avem câteva puncte, ca să spun așa, care pot constitui adevărate și chiar constituie adevărate comori, adevărate bogății în ziua de astăzi. Și aici mă refer la sălbăticie. La sălbăticia pe care Valea Cugirului încă și-a păstrat-o. Și acum știi că orice loc care nu are o foarte mare posibilitate financiară într-o anumită perioadă a epocilor, a timpului, se conservă. Se conservă ca atare. Și aici avem exemple și de vechi orașe, vechi sate, care neavând o dezvoltare economică foarte mare într-o anumită perioadă, stagnează efectiv în timp. Și noi ajungem astăzi, în ziua de astăzi, să ne bucurăm de acele case care nu au dispărut, să ne bucurăm de acele case care, sau acele locuri care încă s-au conservat. O treabă de genul ăsta s-a întâmplat pe Valea Cugirului, neavând asfalt până sus, în vârful muntelui, la poarta Raiului, până sus în Munții Șurianu, Valea Cugirului și-a conservat sălbăticia, biodiversitatea, fauna, lucru care în ziua de astăzi realmente putem considera extraordinar. Și mă bucur că strategia de dezvoltare a orașului Cugir, strategia integrată care merge până în 2030, prevede modernizarea și prevede o infrastructură, inclusiv pe zona de munte, dar această infrastructură, această modernizare este canalizată, este clar definită, nu mai suntem în perioada în care vom asfalta toate drumurile și ne va fi nouă foarte ușor să ajungem dintr-o parte în alta. Sunt prevăzute drumuri, da, pentru acces auto, modernizate cu materiale ecologice, biologice, cum să le spun eu, care se integrează în spațiu. Dacă urcăm foarte sus în zona de munte, vor fi trasee pentru biciclete, pentru ATV-uri, probabil și pentru off-road sau așa mai departe, tematice diferite unele de celelalte, astfel încât să nu ne deranjăm atunci când unii pe alții, atunci când alegem să facem o escapadă în zona de munte și să păstrăm pe cât este posibil toată această biodiversitate care Cugirul a conservat-o în ultimii zeci de ani. Da, și eu zic că numai din câte exemple ai dat și ai dat cam, nu știu, poate 10% din lucrurile care se întâmplă la Cugir, este într-adevăr orașul acum în reconstrucție, dar în mod sigur, într-o perioadă nu peste foarte mult timp, va fi un punct turistic atractiv prin tot ce se întâmplă. Și cred cu tărie că centrul cultural poate să joace un rol determinant în atragerea turiștilor. Mai spune-ne o idee, Diane, despre bibliotecă, dacă mai citește lumea, care-i statutul? Biblioteca orășenească ține tot de voi, de centru sau e în afara, nu știu exact cum funcționează ca regim juridic și după aceea o să abordăm și ultimul subiect. Da, biblioteca este în subordinea Centrului Cultural Cugir. Cu cartea este din ce în ce mai greu, așa cum știm cu toții, da. În ultima perioadă se citește relativ puțin. În comparație, mi-aduc aminte când eram eu copil sau studentă și trebuia să accesăm diferite cărți. Acum, desigur că resursele online ne permit o altă abordare a cărții, a literaturii, avem mult mai mult acces la carte în format electronic, la informație în format digital și atunci nu ne mai îndreptăm cu aceeași frecvență spre bibliotecă. Dar încercăm să reactivăm cartea, să reactivăm
atracția pe care cartea tipărită o poate avea în viața comunității noastre. Și în acest sens am demarat și parteneriatul cu Biblioteca Județeană, cu raftul bibliotecii, cu atelierul de scriere creativă Verbum, tocmai pentru a promova cartea și a promova lectura. Am achiziționat chiar și programul de bibliotecă pe care îl folosesc bibliotecile publice județene sau locale din zona noastră, Sebeș, Alba, chiar și din județul Hunedoara. Toată lumea folosim cu toții acel soft de bibliotecă. Va fi în curând disponibil și accesarea catalogului online pe site-ul primăriei, pe pagina de acolo a Centrului Cultural CIR. Ne bucurăm de donații din partea oamenilor de la noi din comunitate. Vom face și noi, începând de anul viitor, achiziții de carte nouă, tocmai pentru a crește gradul de atractivitate. Acum se citește însă destul de puțin și oareșcum fragmentat pe grupe de vârstă. Adică la îndemnul doamnei învățător, doamnei profesor la clasele 1-4, cei mici vin, își caută lecturi, îi ajutăm să le identifice, le oferim alternative, dacă nu, pentru a sădi în ei această pasiune pentru lectură și pentru cartea tipărită. Și mai există o atractivitate a persoanelor, spunem, de vârsta a doua spre a treia sau chiar a persoanelor de vârsta a treia pentru lectură. Tinerii și segmentul de vârstă adultă, ca să spunem, din prima parte, însă mai puțin este receptiv la carte tipărită. Da. Hope for the best, cum ar zice englezul. Diane, aseară, nu ți-ascund, ascultam la radio Noapte Bună Copii, o să zici că am făcut-o intenționat, dar chiar așa s-a întâmplat încă un semn. Și la un moment dat, dintre toate vocile personajelor, răzbate una, melodioasă, totodată amuzantă, dar și gravă în același timp. Era vocea unui personaj prin interpretarea marelui Valentin Uritescu, poate cea mai mare personalitate culturală pe care a dat-o zona cu girului, chiar dacă el s-a născut la Vinerea, înglobăm aici și Vinerea. Știu, mai există și Remus Mărgineanu, actor, dar cred că cel mai mare dintre toți a fost totuși până la ora actuală Valentin Uritescu, pentru că s-a pensionat din postura de actor al Teatrului Național. Teatrul Național, ne referim cel de la Bucureștile Caragiale, că mai sunt teatre naționale. A jucat în foarte multe filme, a avut un rol determinant în aparițiile sale, în promovarea imaginii locurilor din care a provenit, chiar a scris cărți în sensul acesta. Există un plan în ceea ce privește valorificarea numelui acestui mare actor? Chit că vorbim de centru din Vinerea, din Cugir, de o sală, de un bust, de ceva. Așa este. Există un plan în acest sens și eu îmi doresc ca Valentin Uritescu să rămână în memoria colectivă și să fie aproape aici de noi, așa cum a fost și în timpul vieții domniei sale, pentru că a făcut parte din Cugir, s-a reîntors mereu cu plăcere și mai departe a vorbit întotdeauna foarte frumos despre locurile natale. Consider că locul lui trebuie să fie într-o instituție de cultură în continuare, măcar prin a păstra vie numele domniei, prin a păstra vie numele domniei sale. Și în acest sens am avut de-a lungul ultimei perioade de timp, ca să spun așa, o serie de discuții cu autoritățile publice locale, cu consilierii din Comisia de Cultură a Consiliului Local și nu de mult, în cursul ultimelor săptămâni, am înaintat un proiect de hotărâre în acest sens Consiliului Local. Nu știu dacă va intra pe ordinea de zi din această lună, dacă nu, posibil luna viitoare, pentru a acorda numele
Valentin Ulitescu, unei săli din Centrul Cultural Bugeri și m-am gândit la sala de spectacole, întrucât domnia sa și-a petrecut o mare parte din viață pe scenă. Mă bucur și o veste extraordinară, te felicit și pe tine și pe toți care au pus umărul și îl voi felicita public și deschis inclusiv pe domnul primar Adrian Teban dacă se va realiza acest lucru, pentru că e important ca tinerii să aibă modele și important ca noi să nu-i uităm pe cei care au reușit lucruri, chiar dacă se va înfăptui acest lucru, eu zic că merită cu o inaugurare, cu o festivitate în care să-l sărbătorim și chiar mă angajez public că voi pune umărul la realizarea unui bust prin ce cunoștințe mai am în domeniul artei și a sculpturii, care să fie acolo la intrarea în sala de spectacole și să se vadă foarte clar. Așa era Valentin Uritescu, pentru că am uitat să menționez, pe lângă Teatrul Național, unde s-a pensionat, a mai jucat și la Bulandra, un alt teatru uriaș din numeroase filme. În portofoliul dumnealui chiar și cărțile pe care le-a publicat. Da, și merită. Adică zona a dat un nume mare și trebuie readus în actualitate. Să întrebe tinerii, copii, elevii, cine este acesta, tati sau mami? Păi uite, a fost un mare actor și ai încredere că și tu vei reuși în domeniul tău dacă îți vei face bine treaba. Asta e important în ceea ce privește existența unor borne și unor repere de tipul acesta. Îți mulțumesc foarte mult, Diane, pentru prezența în emisiunea De ce citim? Dacă vrei să mai zici ceva în încheiere? Da, aș vrea să spun că suntem încă... Învățăm în continuare, pentru că doar așa putem să avem rezultate de performanță, ca să spun așa. Ne dorim să le avem și să fim cât mai activi în viața comunității locale. Și de curând am primit o veste împucurătoare, vreau să o împărtășesc și spuneți că cu siguranță ne vei ține pumnii pe mai departe. Am depus candidatura orașului Fugir pentru rețeaua Learning Cities, o rețea UNESCO, care înglobează mai multe orașe din toată lumea, orașe care învață. Orașe care învață atât din punct de vedere cultural, să-și promoveze valorile și cultura, că tocmai am discutat acest subiect în legătură cu Valentin Ulitescu și nu numai, orașe care învață să trăiască într-un mod cât mai frumos, cât mai sănătos, să-și promoveze lucrurile bune care există în sânul comunității, să-și conserve ceea ce avem, valorile, tradițiile și nu numai. Și pentru toate acestea ne bucurăm că candidatura noastră a fost acceptată de către UNESCO România și a fost transmisă mai departe spre validare către UNESCO Internațional. Avem o perioadă de așteptare până în luna octombrie, când se vor face publice rezultatele finale. Însă cu acest accept sau fără, vom continua să învățăm mai departe tot ceea ce înseamnă valoare, să promovăm cât mai frumos lucrurile care noi le avem aici în sânul comunității și mai ales să desfășurăm în continuare activități, proiecte, programe culturale pentru noi, pentru comunitatea locală și pentru sufletul fiecărui locuitor al orașului nostru. Mă bucur din suflet, felicitări, vă țin pumnii și din tot sufletul aștept o veste bună. Mulțumesc mult, a fost Diane Dobrean, directorul Centrului Cultural Cugir. Dragi prieteni, cam asta a fost emisiunea De ce citim de astăzi. Tuturor multe gânduri bune, mulțumire echipei tehnice, lui Daniel și Vasilică Dincă, de asemenea mulțumiri lui Valeriu Barbu de la Radio Vocativ pentru că preia emisiunea în fiecare duminică. Tuturor o sâmbătă, respectiv o duminică, cât mai bună!